Fie că ai ten uscat, ridat, cu pete sau cu cearcă nepronunțate sau cu multe coșuri, masca de față cu cartofi face minuni. Cartoful este întrebuințat în produse cosmetice naturale făcute în casă, datorită compoziției sale chimice, respectiv a numeroaselor substanțe utile pentru piele. În cartof, dar mai ales în coaja lui, se găsesc proteine speciale care activează procesul de regenerare a celulelor epidermice și care ajută la vindecarea rănilor, a fisurilor și a cicatricilor provocate de acnee. Bogat în microelemente, vitamina C și amidon, cartoful oferă posibilitatea de a întineri pielea cu cheltuieli minime și cu rezultate maxime. Cel mai bun remediu pentru îndepărtarea cearcănelor este masca de castraveți sau de cartofi. Pentru a scăpa rapid de cearcăne, procedează astfel. Aplică pe zona din jurul ochilor o compresă îmbibată cu suc de castraveți sau cartofi proaspăt storși și lasă-o să acționeze peste noapte, iar efectul va fi absolut uimitor. Masca antirid. Se amestecă câte o lingură de piure de cartofi cu o lingură de piure de fasole și o lingură de lapte cald. Masca fierbinte se întinde pe față, se acoperă cu un prosop și se lasă 15-20 de minute. Dacă pielea este uscată, masca se spală cu un șervețel înmuiat în lapte, încălzit la 45 de grade, iar de pe pielea groasă se înlătură cu apă fiartă și răcită. Fața se unge cu o cremă hidratantă. Pielea devine fină, netedă, dispar sau se previn ridurile mici. Masca pentru pielea îmbătrânită a feței și a mâinilor. Se pisează 3 cartofi fierți, se amestecă cu 3 linguri suc de mandarine proaspăt stors, un gălbenuș de ou crud și o lingură de lapte. Masca se întinde pe față și pe mâini, se acoperă cu o folie alimentară, pentru palme se pot folosi mănuși de cauciuc și se lasă timp de 15-20 de minute să acționeze. Masca se spală apoi cu un ceai cald preparat din cantități egale de mentă și flori de tei. Relatează exchip.ro.